Salutare tuturor, bine v-am regăsit la un nou minunat episod de CSGO, un joc pe canal nou. Astăzi o să vreau să vă prezint ce am eu, ce skin vreau, ce rank am, după cum puteți vedea aici am nivel 10, mă rog, rank-ul este silver, eu de-abia am ce am făcut silver 1 de curând și da, oricum, tocmai ce am făcut silver de curând și chiar o să vă spun că am jucat mai competitive, uitați aici 13 numere de competitive câștigate, deci da. Bun, o să vă arăt inventarul. Mai stați un pic să se încarci, că mai ales când filmez, merge mai greu. Da, nu merge mai greu, dar totuși. Ok, și aici, după cum puteți vedea, am o grămadă de skin-uri. Și vă dați seama că eu am maxim 3 euro sau 2 euro. Am completat toate skin-urile astea. Am făcut inventarul full, aproape. Da, și na, uitați-vă și voi ce faine skin-urile astea. Nu le-am luat noi, sunt testate, dar nu contează. Pentru mine nu e mare diferență. Aici am mai câștigat, deci skin-ul ăsta, skin-ul ăsta, skin-ul ăsta și skin-ul ăsta l-am câștigat la pe CSGO. Nu la asta, iar astea le-am cumpărat de pe market cu câțiva cenți. Și se merită, adică, na. Deci Glock-ul ăsta m-a impresionat, ăsta e preferatul meu. Mai era unul, dar nu am bani de el. Ok, și aici, da, puteți vedea. Nu am, am grafitiul ăsta. Uitați, deci aproape, ca să vă zic așa, aici e cam full. Cam full, cred că. Aici la fel. Da. Și ești că nu am skin-uri, oricum nu știu de ce ai mai vrea să ai skin-uri. Uitați, deci n-am dat mult pe 5 secundul ăsta, chiar foarte fain, după părerea mea. Și da, uitați-vă și la asta, zici că e un SP Cyrex. Dar, ca să vă zic așa, am dat vreo 2 euro sau 3 euro pe aceste skin-uri, mai am 75 cenți în cont. Că mie mi-au mai rămas 6 și m-am luat o cutie și am deschis-o și da, am rămas cu 3 euro și după aia am luat altceva, am luat skin-urile astea. Și hai să vă spun cam cât de bun, ca să nu ziceți că hai să zicem aici meciurile, dar nu știu de ce. Cam vreo 28 de kill-uri fac și 4 stele, deci vă dați seama. Scor 66. Aici știu că am fost iară pe primul loc. Tot. Aici am fost pe ultimul loc, am fost mai slăbuți, dar totuși tot am câștigat ruda. După cum puteți vedea aici este, mă rog, nu contează chestia asta, dar mă rog, aici la fel, am câștigat. Am făcut 2 stele de ele, da, am fost mai slăbuți, dar recunosc că am câștigat, dacă nu eram eu, nu câștigam. Deci știu că celelalte kill-uri au fost 28 de kill-uri, adică ce-am făcut vreodată, știți? Și cam, da, aici nu prea am ce să vă arăt, live, pentru că, mă rog, una bună, băieți! Deci cam acesta a fost episodul, sper că v-a plăcut. Nu uitați să subscribeți butonul de like, pentru că va urma un episod de CSGO, dacă pot să... asta. Nu uitați de un like, share, subscribe și ca de obicei, am fost mult ca și ca de obicei. Ne vedem data viitoare. Însă îmi spuneți dacă nu vreți CSGO. Deci, pa, pa!